În 52. În 52 ne-au luat, după tata în sat, l-au bătut pe mama eu cu mânările pe foc și m-au luat, bărbatul meu era armată, m-au luat, m-au rătigat și m-au duc cu domiciliul obligator pe Bragan. Când am ajuns în București, am stat în triaj vreo două zile. N-am avut mâncare, n-am avut nimic, nu, cu ce-a făcut noi așa ne-a luat noaptea. Așa până în august a fost asta, în 19 august ne-a dus în ea. Și când ești ușa, n-am mai văzut numai miliție armată, când intră un militean gras, solid, n-o zice să te îmbrăci, că n-ai să mai stai aici, ai să stai comună Răgălea Nouă, Raionul Fetești de Junia Constanța. Și noi am avut noroc cu niște bănățeni, Dumnezeu ajute, una Siduța și Marinel, din Banat, din comuna Mihai Român. 24 de persoane au fost din Sucul de Jos, din Lăpuș Românesc, 24 de persoane au fost acolo în Marfare. Nu, pe când am ajuns acolo la Răgălia, ne-au așteptat un motor, ne-au pupat motor, ne-au țipat pe toți 24 de persoane. Pe jos, am dus pe paie. Nu fă voie să venim de acolo nici în București, nici nicării. Ne-a pus domiciliul obligator pe buletin. Am lucrat pe la magazii, la grâu, la porumb, la bumbac. La 7 ianuarie ne-a liberat, dar nu pe toți odată. Pe când am venit, am stat pe la neamuri, că n-ai avut unde sta în casă. Dacă a fost distrusă 4 ani de zile. Când din a stat în Bărăgam? În 52 până în 56. Ne duceam la lucru de dimineața până seara. Prășeam la bumbac cu calul, singură lucram cu calul. Puneam hâțul în grumat și de corne și singură prășeam. O nins acolo și a adus zăpada de foc în casa, am ieșit pe vârful căsă. Din casă, că n-am, că ușa să deștiți din afară, știi, și n-am mai putut nici cum să ieși, cum a adus. Și am ieșit pe vârful căsă, ca cum să dau copiii cu săniuța și am coborât pe zăpadă din vârful căsă și după apreciere, cam unii ușa, am făcut tunel de am putut ieși afară. Asta în ce an s-a întâmplat? 53, da, acolo nu-i ca aici să ningă liniștit și aici mai vis. E acolo la zonă tot, într-un loc, unei cât muntele, unei nu-i deloc. Și apoi făceam, aveam cuptiori de încălzit, cum se zicea acolo, ciurlani. Făceam foc de încălzăm, apicura era tăvarnul și era măvei că se urnește. Și peretele, cum era de pământ, așa trebuie să stai când ploua și viscole. Cu o găleată, să nu se urnească peretele, îmi lai roată pângă ei, că se uda, știi, și să muie pământul și mă vei că se duce.